Noiembrie aduce vești importante pe piața imobiliară din România. Cel mai nou raport trimestrial arată cum au evoluat prețurile, cum a evoluat cererea, dar și oferta. Alături de mine, ca de obicei, este Daniel Crainic, director de marketing al imobiliare.ro, cu care discutăm fiecare detaliu în parte și vrem totodată să ne ghidezi în acest raport și în aceste date. Așadar, Daniel, vedem o creștere a prețurilor la nivel național, o creștere de 12,4% la prețul mediu al apartamentelor. Cum este justificată această creștere? Este o creștere de două cifre, este o creștere puțin peste ce am estimat noi. Estimasem la începutul acestui an că anul acesta vom avea o evoluție cumva de o creștere de până în 10%, iată că e 12,4%. Vorbim de trimestrul 3 din 2024 comparat cu trimestrul 3 din 2023. Această creștere vine de fapt din zona de stabilizare. Avem pe de o parte o inflație care a scăzut, avem dobânzi care au scăzut și ele puțin. Avem astăzi în piață dobânzi de până în 5%, ceea ce sunt deja dobânzi pe care o persoană cu venit mediu și le poate permite pentru achiziția unui apartament cu două camere, de exemplu. Astfel că, chiar dacă vedem o scădere și a cererii de 4% față de același trimestru al anului trecut, oferta scade și mai mult, scade într-un ritm dublu cu 9%. Deci, în continuare, avem mai mulți cumpărători decât oferta. Avem un dezechilibru aici. În condițiile de această stabilitate economică pe care am avut-o anul acesta, avem ingredientul necesar pentru această creștere de preț. Totuși, observând această scădere a cererii în acest trimestru față de aceeași perioadă anului trecut, cred că e cumva binevenită pentru cei care caută o locuință, pentru că asta înseamnă că dacă se uită ceva mai puțin oameni, ai o fereastră oportună mai mare pentru achiziție. Poți negocia mai bine, poți să-ți iei timp ca să-ți găsești oferta necesară și așa mai departe. Aș mai vrea să punctez ceva vis-a-vis de această scădere a cererii. Să ne aducem aminte contextul de anul trecut. Anul trecut am avut o creștere a cererii pentru că ne apropiam de finalul anului și urmau niște schimbări legislative, niște schimbări fiscale, astfel că dacă achiziționai sau încheiai un contract sau un antecontract de vânzare-cumpărare, aveai niște beneficii fiscale, ceea ce anul ăsta nu le avem. Așa că pe finalul anului trecut s-a acumulat o cerere, a fost impulsionată de acea prevedere, pe care nu avem acum. Deci n-aș zice că piața scade, dimpotrivă. Lipsește fix acel segment care a fost impulsionat anul trecut. Așa este, anul trecut românii s-au grăbit să semneze promisiunile de Pentru a vânzare-cumpărare nu intra la un TVA mai mare. pentru a nu intra la un TVA mai mare. Totuși, anul acesta avem alegerile și ne așteptăm la alte momente, la alte măsuri fiscale, așa că suntem Acum, curioși să vedem ce se va întâmpla. principalii, n-aș vrea să intru în politică, că nu e tema Da. discuției noastre de astăzi, dar principalii candidați au anunțat cumva o stabilitate financiară pentru 2025 cel puțin, deci nu cred că este un moment în care să ne facem griji. Nu cred că trebuie să punem căruța înaintea cailor, trebuie să așteptăm. Pe piața imobiliară trebuie să ne uităm la o locație foarte bună, la potențialul proprietății pe care o cumpărăm, la calitatea construcției, la calitatea dezvoltatorului, ce a făcut el până acum, cine este el și nu doar la preț. Atenție la preț!